Fix un secol de istorie în țară. Bună, Codruța! Bună, Tudor! Fix cu un secol în urmă, astăzi, 31 august, 13 septembrie, stil nou, se căsătorea la Odessa principele Carol cu iubita sa Zizi Lambrinou. Are loc cununia la Biserica Pokrovskaya din Odessa și avem aici extrasul emis de această biserică din registrul de căsătorii în limba rusă. În conținutul dosarului avem și traducerea în limba română. Știam deja cu câteva zile în urmă că fugise de la Târgu Neamț. Deci căsătoria dezertase. Codruța, să mai spunem o dată, oameni buni, ce vă arată acum Codruța, un document inestimabil. Căsătoria principelui Carol, cu Zizi moștenitorul coroanei, cu Zizi Lambrinou, în prezența câtorva martori care au trecut granița, trebuie să spunem, cu pașapoarte false. Se va face o întreagă anchetă, se va stârni un eveniment și un bulgăre de zăpadă și toate forțele statului, să știți, atât ale casei regale, dar și ale statului în general, se vor canaliza în încercarea de a anula această căsătorie. Suntem însă în momentul fericirii celor doi iubiți, care, vedeți, sub protecția autorităților austriece la Odessa reușesc să se căsătorească. Foarte important în evoluția evenimentelor premergătoare Unirii de la 1918 este activitatea diasporei, mai ales a celei din Statele Unite. La New York, în celebra clădire Carnegie Hall, care era ridicată din 1891 pentru a promova evenimente muzicale, dar iată, se dedică acum idealului național, are loc o adunare a națiunilor oprimate din Europa Centrală, la care Vasile Stoica citește o declarație din partea Ligii Naționale Române din America. La sfârșitul acestei ședințe are loc, se emite o moțiune care, printre altele, spune că cerem dizolvarea actualului imperiu și organizarea pe națiunilor dezrobite conform voinței lor proprii. În presa din această vreme aș vrea să subliniez păstrarea la Arhivele Naționale a colecției, deși incomplete, dar totuși extrem de prețioase, a Sfatului Țării. Un articol deosebit de important este cel care se referă la formarea corpului avocaților sau reorganizarea corpului avocaților din Basarabia și apelul făcut la avocații basarabeni de a-i primi cu mâinile deschise, cu brațele deschise pe avocații din România. De asemenea, un prevet din această zi, regele Ferdinand îi conferă dreptul locotenent colonelului Stângaciu de a purta însemnele Ordinului Sfântul Vladimir, clasa a patra, cu spade. Este un ordin rusesc, de obicei primit pentru merite deosebite în serviciu civil sau militar. Și nu încheiem până nu arătăm că viața este normală și acum 100 de ani, au loc și bune și rele. Iată, în rubrica Întâmplări din Capitală are loc un conflict povestit cu ironie de autorul articolului, care arată că, deoarece nu și-a plătit chiria, proprietarul și-a denunțat chiriașul la tribunar, iar acesta, supărat, își pune socru și cele două fiice să-i tragă o mamă de bătaie, socru fiind măcelar. Iată că, printr-o bătaie măcelărească, i-au plătit chiria.